M-am bucurat mult de cuvântul pe care Domnul ne-l-a pus înainte în această seară și vă rog să nu uitați că în acest cuvânt Domnul ne-a chemat să prețuim unitatea. De altfel, Domnul Iisus Hristos, înainte de patimile sale, a făcut rugăciunea din Ioan 17 consemnată, rugăciunea sa de mare preot. Și vă aduc aminte ce se ruga Domnul în rugăciunea aceea, pentru oameni ca și noi. Tată, făi să fie una. Și Domnul îndrăznea să ceară o unitate specială. Zicea să fie una cum tu și cu mine, Tată, suntem una. Dragii mei, mă rog Domnului ca Biserica Poarta Cerului să aibă totdeauna în ea un cadru al unității. Însă mă duc aminte de ceea ce spunea fratele Marius în această seară. Ca să fie unitate, mai trebuie să fie și ceasuri deșteptătoare. Ați fost atenți la asta. În seara aceasta mă rog Domnului să fiu ceas deșteptător. Acum, eu știu că ceasurile deșteptătoare nu ne plac nouă. Așa e, cine e foarte bucuros dimineața la ora nu știu cât că sună ceasul deșteptător deranjează dar ajută de ce spun mă rog să fiu ceas deșteptător pentru că dacă în seara aceasta s-a predicat despre unitate vreau să vă duc aminte că Dumnezeu binecuvântează unitatea despre care s-a predicat aici dar știți că există o unitate pe care nu o binecuvântează Dumnezeu? Pentru că suntem în perioada aceasta în care vorbim despre arătările Mântuitorului, vă rog să vă aduceți aminte că Domnul s-a arătat întâi ucenicilor când stăteau în odaia aceea încuiată. S-a coborât în mijlocul lor, a trecut prin ușile încuiate, a apărut în mijlocul lor și Dumnezeu le-a zis, Domnul Isus le-a zis, cum? Pace vouă! I-a binecuvântat! Peste o săptămână, când era și Toma împreună cu ei, din nou Domnul a venit în mijlocul lor și ce a făcut? Iarăși și a binecuvântat! Numai că la un moment dat, vă rog să vă uitați în Ioan la capitolul 21, ucenicii au avut o inițiativă lor, Petru a avut-o. Haidem să mergem să prindem pește. Nu domnul acolo, nu chemarea domnului care a spus vă voi face pescar de oameni, s-au unit șapte dintre ei și s-au dus pe mare. Știți ce spune Scriptura? Erau în unitate, erau împreună, nu? A binecuvântat Dumnezeu noaptea aceea pentru ei. Nu! Din potrivă, noaptea aceea au trăit dezamăgiri mari, mare agitată, pește de loc. Așadar, dacă am zis, Doamne ajută-mă să fiu un ceas deșteptător. Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu binecuvântează unitatea, dar nu orice unitate este binecuvântată de Dumnezeu. Este o unitate pe care Dumnezeu nu o binecuvântează. Și ca să fiu mai ilustrativ, vă rog să mă îngăduiți să vă aduc aminte că în Câmpia și Near altădată, Geneza capitolul 11, s-au adunat la oaltă toți în Câmpia și Near. Și foarte interesant, Geneza 11 cu versetul 6, dacă ne uităm la cuvântul acesta, înțelegem ceva. Acolo s-au unit, uitați-vă, s-au unit toți la oaltă și au zis, haideți să facem un turn, uitați-vă. Și Domnul a zis, iată, eu iată ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Ce și-au propus cei din Câmpia și Near? Haideți să facem un turn așa de înalt încât să ajungem noi la cer. Sigur că acest verset este exprimarea lui Dumnezeu în mod ironic față de ambițiile oamenilor care vor să ajungă prin puterea lor la cer. Ei bine, dragii mei. Ei s-au unit în câmpiașineari. Au făcut o lucrare în câșină. Dar vă întreb eu, ca să răspundeți dumneavoastră. A binecuvântat Dumnezeu unitatea lor. Nu de fel. Și repet, există o unitate pe care Dumnezeu nu binecuvântează. Ei erau în câmpiaș și near, în unitate. Un singur popor, zice scriptura. Aveau o singură limbă, prin urmare, aveau resurse împreună. Când puteau comunica bine unii cu alții, aveau o singură limbă, puteau să pună resursele lor împreună și să facă ceva. Și interesant, aveau un singur scop. Care era scopul lor? Să ne facem un nume. Să fim noi cineva. Și când a văzut Dumnezeu motivația unității lor, Dumnezeu, așa cum am spus, a început să ironizeze. A zis, uite, domnule, la ei. Parcă îl văd pe Dumnezeu, îmi imaginez. Se uită din cer și vede acolo pe câțiva care vor să ajungă cu turnul la cer. Și, zice, uite, domnule, la ei. Ia uite la ei. Ăștia chiar vor să ajungă la cer. Ce i-ar împiedica pe ăștia dacă e după mintea lor și după ideile lor? Însă, dragii mei, ceea ce eu trebuie să spun astăzi este că unitatea falsă, și spun lucrul acesta, dragii mei, cu o preocupare sinceră, m-am rugat Domnului să fiu ceas deșteptător. Dragii mei, este vremea să ne strângem la oaltă. Dar vine diavolul, dragii mei, și caută să dezlipească pe unul coace pe unul încolo, să lipească de alte lucruri. Și lucrul acesta poate să fie foarte periculos. Când e o unitate falsă, poți avea impresia că tu te închini Domnului, dar închinarea aceea e falsă. Vom face un turn ca să ajungem, să atingem noi cerul. Voiau să ajungă acolo unde numai Dumnezeu poate să-i ducă pe oameni. Dar unitatea lor era falsă. Apoi, Încâmpia și neara aveau o imagine de sine falsă, nu numai închinarea falsă, pentru că ziceau ei, noi ne vom face un nume. Și așa îmi place să citesc în același capitol, sau în capitolul următor, în capitolul 12, de fapt, din Geneza, Domnul îi spune lui Avram așa, ieși din țara ta, din casa tatălui tău, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Și știți ce zice Domnul? Îți voi face un nume, eu ți-l fac. Știți la ce conduce unitatea falsă? La împrăștiere. Asta s-a întâmplat în Câmpia și Near. Însă, dragii mei, vreau să venim la ale noastre. Am dat exemplu turnului Babel doar ca să înțelegeți că există unitate strânsă, dar pe care nu o binecuvântează Dumnezeu. Era unitate în scop acolo și n-a binecuvântat-o Dumnezeu. Însă, dragii mei, preocuparea mea sinceră înaintea lui Dumnezeu astăzi este că trăim vremuri în care Babilonul lumii acesteia vine cu tot felul de lumini strălucitoare în jurul nostru. Să ne facă să ne uităm ban dreapta, să ne uităm ban stânga. Să ne atragă ban într-o parte, ban alta. Și vai ce trist este să vezi oameni care au căpătat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu, care se îndepărtează încet, încet de unitatea cea adevărată și o substituie cu o unitate falsă pe care nu o binecuvântează Dumnezeu. În cazul ucenicilor de pe Marea Tiberiadei, lăudat să fie Domnul că e bun. Și el a venit și s-a apropiat de ei. El i-a trezit. El le-a dus aminte ca o chemare, pentru că le-a spus inițiatorilor. A zis, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și Petru și-a adus aminte de vorbele acestea, pentru că în Luca 5 Domnul a mai zis același lucru. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Și-au aruncat-o și când au văzut că prind o mulțime de pește, au zis, sigur, nu e oricine pe țărm, acolo este Domnul. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi, dacă mă îngăduiți, în momentele următoare, să avem un studiu de caz. Să vedeți ce înseamnă unitatea falsă. Despre fiul risipitor știm cu toții, da? E foarte interesant să te uiți la drama fiului risipitor, cunoscută nouă tuturor. Un tânăr care a crescut în casa tatălui, care a beneficiat de toate binecuvântările din casă, dintr-o dată i s-a părut plictisitoare viața în casa tatălui. Și ciudat, s-a uitat în casa tatălui, dar în același timp se uita peste gard, la țara aceea îndepărtată. Mirajul țării îndepărtate îi făcea cu ochiul. Și dintr-o dată în casa tatălui, a început să se plictisească. Acolo erau reguli. Reguli neînțelese de el. De ce trebuie să fie reguli în casa Domnului? Doar, nu suntem noi liberi în Hristos. Vai, ce trist este că oamenii nu înțeleg rostul regulilor. În casa Tatălui erau reguli pe care nu le a înțeles. Acolo erau sfaturi, dar vai, sfaturi nedorite. În casa tatălui erau cerințe care deveneau obligații. Și iată pe fiul risipitor, veșnic nemulțumit acolo în casa tatălui. Stă acolo și cu coda ochiului se uită mereu spre țara îndepărtată. Și îi se pare că e mai interesant acolo. Acolo nu se predică atâta despre păcat. Acolo nu se predică atâta despre unitatea falsă. Frații mei și surorile mele, am o pasiune mare pentru toți cei prezenți aici. Și mă rog, domnule, și zic, Doamne, ajută-ne să ajungem toți în împărăția ta slăvită. În același timp, trebuie să vă spun că există un miraj al țării îndepărtate. Nu e ciudat, tânărul acesta nu mai fusese niciodată în țara aceea, dar îi se părea că acolo e elixirul fericirii. Credea că acolo se găsește satisfacție, acolo se găsește împlinire pentru toate. Țara îndepărtată se prezintă întotdeauna în culori vii. Reclamele ei atrag și bietul de el a început să creadă în reclamele păcatului. Și reclamele păcatului îți spun așa: Hai aici. Am văzut un, un video cu niște oameni care deranjau, poate unii dintre noastre l-ați văzut și îl știți, niște oameni care deranjau și care băteau la ușa cuiva, nu ne primiți, ba vă primesc și a primit și ce poftiți în camera cealaltă și când au trecut de ușa cealaltă au picat undeva jos, în gol. Dragii mei, asta face păcatul, asta face păcatul. Te cheamă reclama păcatului, ce să stai tu lipit de casa tatălui? De ce să stai atât de lipit de casa tatălui? Mai permiteți și câte una, mai permiteți și câte alta. Și uitați-vă, drama fiului risipitor se dezvoltă pe două planuri. Întâi dezlipirea de unitatea cea bună și lipirea de unitate falsă. Nu observați dumneavoastră? <laughs> mă uit la el, S-a dezlipit de casa tatălui. Acolo avea un tată, acolo avea un frate, acolo erau argații, era în casa tatălui. Și dintr-o dată a început să se plictisească în casa tatălui. Și știți dumneavoastră ce s-a întâmplat? Tată, dăm partea de avere, mă duc. Și tatăl e bun. Ascultați-mă bine. Ascultați-mă bine. Pentru cei ce vor să se dezlipească de unitatea din casa Tatălui, Tatăl nu-i oprește. Să nu credeți: Îmi va sta Dumnezeu împotrivă și mă va ține? Nu! Dumnezeu nu l-a oprit nici pe Adam, nici pe Eva în Grădina Edenului, dacă au vrut să se atingă de fructul oprit. Asta e, eu v-am spus că nu-i bine. Cam așa lucrează Dumnezeu. Și uitați-vă, s-a dezlipit de unitatea cea bună. N-a știut să o prețuiască. Nici nu bănuia. Ce mult avea să piardă prin această dezlipire. Așa se întâmplă, dragii mei. Și spun astăzi: dacă Dumnezeu vrea să fiu ceas deșteptător, spun cine se dezlipește de casa Tatălui, de familia Tatălui, pierde nespus de mult. Și s-ar putea să vină vrăjmașul, mirajul țării îndepărtate să spună: Hai că nu te dezlipești tu de tot. Mai ții tu legătura. Te mai uiți online din când în când te uiți, că se transmite online. Bietul risipitor. Fiți atenți! Întâi a pierdut siguranța casei. N-ați fost atenți la ceea ce ni s-a predicat în această seară? Știți ce dă unitatea? Faptul că noi veghem unii asupra altora. Adică noi suntem factori ai sfințirii și pentru ceilalți. Îi ajutăm și pe ceilalți să stea drept. Aici este frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Nu ne-a lăsat să umblăm singuri, bezmetici, prin lumea aceasta, ci Dumnezeu a așezat lângă noi oameni care ne mai întreabă, nu te-am văzut de ceva vreme pe la biserică? Ne mai întreabă, ce se mai întâmplă cu tine? Sunt lucruri cu care te confrunți, și pentru care aș putea să mă rog, dar iată-l, a pierdut siguranța casei, a pierdut ocrotirea tatălui și lucrul acesta este dramatic. Păi dacă întorci spatele tatălui, tatăl nu se duce în țara aceea îndepărtată după tine. A pierdut sursa binecuvântărilor, pentru că în casa tatălui nu lipsea nimic, era tot ceea ce trebuia. S-a dus doar cu zestrea. Ce a apucat să ia și el prin buzunare? Partea mea de avere. Cu alte cuvinte, a pierdut legătura cu cei sinceri interesați de binele lui. A pierdut garanția fericirii de durată pentru că a crezut în fericirea momentului. A pierdut adevărata libertate pe care credea că o va câștiga când pleacă din casa tatălui. Și vai, vai, și-a pierdut numele. Știți cum e cunoscut aici? Simplu. Fiul risipitor. Eu cunosc atâția care și-au pierdut numele pentru că s-au dezlipit de unitatea cea bună din casa Domnului. Însă, ascultați-mă, nu poți să stai doar dezlipit. De aceea am spus drama fiului risipitor: se dezvoltă pe două planuri. Dezlipirea de anturajul bun, dar nu poți să stai așa dezlipit. S-a lipit de altceva. S-a lipit de o altă unitate. Zice scriptura că s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Nu vi se pare interesant? S-a dezlipit de unul pe care l-a cunoscut, ca să se lipească de unul pe care nu-l cunoștea. Pentru că pe fiul, fiul risipitor l-a cunoscut pe tatălui, a crescut în casa tatălui, s-a dezlipit de tata, s-a dezlipit de fratele lui, ca să se ducă într-o țară îndepărtată și acolo s-a lipit de cineva despre care credea el că e prieten. Așa -i înșală diavolul pe mulți. În mitologia greacă există o dramă adevărată. Mă rog, erau sirenele. Spune că ele aveau un cântec aparte care îi atrăgea pe toți marinarii și îi ducea la pierzare. Cântecul acela de sirenă îi făcea pe toți marinarii să-și piardă mințile și se duceau singuri spre locul pierzării. Și atunci Ulise, eroul a fost omul care s-a legat de catarg ca să nu poată să fie înșelat. O, Doamne, zic eu astăzi în dreptul meu, Doamne, leagă-mă întotdeauna de casa Ta. Leagă-mă de casa Ta decât să fiu înșelat vreodată de unul din locuitorii țării îndepărtate, de mirajul acesta al țării îndepărtate. Știți cu ce s-a ales? S-a lipit de unul din locuitorii aceleia că nu poți fără unitate nu poți să nu fii cu cineva. Și ce e ciudat, s-a ales bietul de el cu robie în loc de libertate. Știți de ce a plecat din casa tatălui? Că el vrea libertate, dar s-a ales cu robie în loc de libertate. S-a ales cu sărăcie în loc de bogăție. S-a ales cu rușine în loc de onoare. A ajuns să fie Mister Porcaru. Atât pentru evrei, în contextul acela, contactul cu porcii era o urciune și o mizerie. Și el ajunge tocmai în mijlocul porcilor, s-a ales cu neîmplinire, cu foame, cu lipsă, zice Scriptura, a început să ducă lipsă, s-a ales cu regrete, s-a ales cu resentimente, s ales cu teamă și cu nesiguranță pentru ziua de mâine un viitor ce nu cenușiu și nesigur. Unitatea aceasta pe care nu o binecuvântă Dumnezeu te jefuiește de tot ceea ce este bun în tine. Te seacă, te lasă gol, te lasă dezamăgit. Acum vreau să știți ceva, dincolo de locuitorul din țara aceea îndepărtată de care s-a lipit, de fapt stătea stăpânul țării îndepărtate. Și acesta este diavolul. El stă ascuns, el nu are nevoie să bată tobe să zică eu sunt stăpânul, el stă ascuns. Îți spune înainte un prieten care îți zice nu te mai duci atâta la biserică. Îți spune înainte o prietenă care îți zice, eu nu zic să nu te duci, dar nu așa de des, las-o mai rar. Știți ce vrea stăpânul țării îndepărtate. Să cheltuiești tot ce ți-a dat tata. Și vai câți ajung, rupându-se de unitatea adevărată și binecuvântată de Domnul, ajung să se ducă acolo unde este o unitate pe care nu binecuvântează Dumnezeu. Și te fac cei din jurul tău acolo să cheltuiești tot ce ți-a dat tata. te face să crezi că acolo găsești apreciere, că acolo găsești înțelegere, că acolo găsești satisfacții, acolo printre cetățenii țării îndepărtate, în realitate, El este fiara care vrea să distrugă totul în tine. Întotdeauna am zis, vai cât de nemilos e diavolul mă mir, așa cum zic, Doamne, câtă milă văd la tine. Tot așa zic, câtă lipsă de milă este la diavolul. Când ești mai necăjit, Știi ce a făcut? S-a lipit de unul dintre locuitorii țării îndepărtate pentru că a început să ducă lipsă. Și în loc să zică, hai că-ți dau un ban în buzunar. Da? Păzește-mi porcii, du-te mai adânc, du-te mai jos. Asta este diavolul, dragii mei, la vânătoare de suflete omenești. Este un cuvânt, știți că Sodoma are o conotație rea și păcătoasă în Scriptură. Știți că împăratul Sodomei, pune pe ecran, te rog, Geneza 14 cu 21. Uitați-vă, împăratul Sodomei, la un moment dat, face afirmația aceasta către Avram. Dă-mi oamenii și țineți bogățiile pentru tine. Știți ce vrea împăratul Sodomei? Ce vrea diavolul? El vrea Sufletele oamenilor. Atât. Nu-i pasă de bogății și de celelalte lucruri. Și vai cât de ușor ajung oamenii să-și vândă Sufletul pentru lucruri de nimic. Frații mei, surorile mele, suntem chemați să ne temem de Domnul și în același timp suntem datori să ne punem în gardă cu privire la cel ce vânează Sufletele oamenilor. Nu vă lăsați, vă rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții, nu lăsați sufletele voastre să fie furate de cel rău. Când cineva din casa tatălui ajunge să se dezlipească de unitatea pe care o binecuvântează Dumnezeu și să se ducă spre unitatea aceea pe care Dumnezeu nu o binecuvântează, omul acela ajunge să fie o adevărată batjocură pentru condiția lui. Știți ce face stăpânul porcilor? Stă și râde. Și îl pune la cea mai rușinoasă corvoadă. Rănește-mi porcii. Acum vreau să știți ceva. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Mă gândesc la parcursul vieții mele de credință, la oameni care au cântat lângă mine în biserică, la oameni care s-au rugat lângă mine în biserică, și care s-au dezlipit de unitatea binecuvântată de Dumnezeu. Și-au căutat să se unească cu lumea și cu lucrurile păcătoase. Știți ce face diavolul? Te pune să-i hrănești porcii. Astenție! Porcii cresc și se înmulțesc. Și știți ce fac porci? Că dai stăpânului lor o roșcovă dacă vrei să o iei. Și pe aia-ți o iau porcii. Și ajunge să hrănească porcii din țara îndepărtată. Ascultați-mă bine. Am văzut oameni și mă tem pentru sufletele voastre. Nu vă lăsați înșelați de diavol. stați în cadrul acesta unde găsiți protecția Tatălui. Nu vă lăsați înșelați de diavolul, pentru că vă va duce să-i hrăniți porcii și vai cum știe el, tot ia de pe tine. Și porcii, porcii, lumii acesteia îți vor mânca timpul. Ți-l mănâncă, îți mănâncă resursele, îți mănâncă banii. Și ajungi să dai binecuvântările tale pe lucruri care nu satură. Ajungi să saturi neiertarea, ajungi să hrănești resentimentele, ajungi să hrănești ura din suflet, pentru că asta se întâmplă în țara îndepărtată, acolo în unitatea aceea falsă. Ajunge să hrănească poftele păcătoase ajunge să hrănească răzvrătirea împotriva tuturor. Frații mei și surorile mele, cu cât hrănești mai mult aceste fiare, cu atât ești mai flământ. Și când zic fiare, zic duhurile celui rău din lumea aceasta, care vin să te secătuiască, să-ți ia ce ai mai bun în tine și ajungi să le hrănești, dându-le timpul tău, dându-le resursele tale, dându-le fericirea din casa ta, pe toate acestea le faci pentru că acolo te-a pus cel de care te-ai lipit. Frații mei și surorile mele, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Nu uitați că în această seară Domnul ne-a chemat la unitate, dar nu orice unitate. Unitate cu aceia care ne ajută la umblarea în sfințenie. Unitatea în casa Tatălui, acolo unde căpătăm învățătura sănătoasă și curată. Ca să scapi din unitatea falsă a lumii, trebuie să existe un moment al smulgerii din lume, trebuie să existe un moment al pocăinței și trebuie relipirea. Așa de mult m-am bucurat când am văzut oameni care s-au relipit, care au umblat pe cărările lumii, s-au săturat de falsa unitate a lumii și au venit în casa Domnului. Cercetați de Domnul. Dragii mei, mă voi opri aici, dar vreau să vă chem în numele Domnului Iisus, vă rog să nu uitați. În această seară, Domnul ne-a chemat la unitate. Și nu-i unitate mai bună decât aceea care este în jurul Domnului Isus Hristos. Despre unitatea aceasta, a zis Mântuitorul: Așa, acolo unde sunt doi sau trei adunați, uniți în numele meu, Ziceți ce am mai zis. Eu sunt în mijlocul lor. Și unde-i Domnul, e binecuvântare. Însă, dragul meu, n-aș vrea să fii victima mirajului din țara îndepărtată, care vine să-ți spună, Hai cu noi! Mă doare să știu că sunt oameni de aici, din casa Domnului care încearcă să întrețină o unitate falsă. Frații mei, știți dumneavoastră că adevărata părtășie, am vorbit cândva despre părtășie aici în Casa Domnului, tot într-o joi seara, adevărata părtășie nu e orice, să nu creadă cineva că avem părtășie dacă mergem la un meci. Nu ai părtășia, aia e, nu știu cum se numește, mecia. Sau nu știu, ziceți cum vreți. Părtășia biblică este în jurul lui Hristos și al cuvântului său. Punct. Restul sunt distracții. Distracții care, vai, unele dintre ele, sunt împrumutate din țara aceea îndepărtată. Și încă suntem aici, încă suntem aici. Dragul meu, ascultă-mă bine. Nu-i fericire mai mare decât fericirea în Domnul. Poate vei zice, dar ce, noi nu avem voie să ne distrăm? Dragul meu, eu n-am cu distracțiile nimănui nimic, dar vă spun, dacă crezi că distracția îți aduce fericire, te înșeli amarnic. Cel ce îți aduce fericirea este Isus Hristos Domnul. Restul sunt surogate. Mai punem un pic de asta, mai punem un pic de cealaltă. Toate sunt surogate. Fericirea adevărată o dă Domnul. Și ascultați-mă bine. Vă spun asta ca om care am deja o vârstă și de la înălțimea vârstei mele, dragii mei, privind în jos, înspre cei mai tineri ca mine, care vin. Trebuie să vă spun că am o durere în suflet. Să văd că sunt oameni care se lasă înșelați de mirajul țării îndepărtate care se lasă păcăliți, crezând că vor găsi acolo altceva, căutând substitute a părtășiei adevărate. Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Vă veți duce pe cărările lumii, nu l veți găsi pe Domnul acolo. Dar rămâne o întrebare, veți mai putea oare să vă întoarceți? Fiul risipitor este un caz fericit. Ucenicii pe Marea Tiberiadei au fost un caz fericit. Ei s-au adunat la oaltă cu alt scop decât cel la care i-a chemat Domnul. Dar bun a fost Domnul care s-a apropiat de ei și a chemat lângă el pe mal și au stat lângă același foc și au stat împreună în părtășie. Dar, dragul meu, ascultă-mă bine, dacă hoinărești într-o țară îndepărtată, nu există garanția că vei mai fi căutat. Poate te-a căutat Domnul de multe ori. Dar nicăieri nu scrie în scriptură de câte ori te caută Domnul. De aceea, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Amin!